toate demersurile și și-a îndeplinit absolut conform legii toate atribuțiile. Faptul că a apărut un comunicat de presă că am putea să ajungem la comisia de, la Curtea de Arbitraj este un lucru la fel cum v-am spus și la societatea Cronoșpan, care fiecare dintre noi avem posibilitate să ne adresăm unei anumite instanțe, fie că este vorba în primul pas la o comisie de arbitraj și pasul următor efectiv la o parte juridică totală, să zic, efectivă. Noi ne vom apăra, bineînțeles, și vom depune toate probele noastre în instanță. Domnul ministru, cum